Dar continuăm cu exercițiu. Deci, acolo e... E vorba de... Da? Modul de x mai mic ca x cu plus între minus a și a. Adică asta s-ar fi, în cazul nostru, s-ar fi tradus cu... Minus 2x plus 3 cuprins între... Minus 2x plus 3, asta este. Cuprins între minus 3 și le spune... 3. Nu e între 3? Minus 3 și 3. Și cum o rezolvăm? Vreau simultan rezolvat asta. Dubla inegalitate. Da, minus 3 la... Scădem un 3 peste tot. Asta se traduce prin a spune... Minus 6 mai mic egal decât minus 2x mai mic egal decât... Mai mic egal decât minus 2x, mai mic egal decât 0. Împărțim pe minus 2. Împărțim pe minus 2. Posibilitatea 3 mai mic egal decât x. O să avem că 3... Mai mic egal decât... Mai mare minus 2 egal. Mai mare egal decât... Așa, 3 mai mare egal decât... X. Mai mare egal decât 0. Adică? Aici X aparține lui 0 închis, 3 închis. X aparține lui 0 închis, 3 închis. Cu asta am rezolvat ecuația. Atenție, că v-am surprins aici cu modul din X. Dar dacă vă spuneam modul din... Iar ceva. Dacă vă spuneam modul din schimb de baterie, ce mai beznă? Iar lui Dezmă. Da, drumul, mă, merge. Aici merge. Dar cine va înțelege? Nu știu, nu mai știu ceva lecția. Drumul e mai mult. La noi arată că merge. Poate e la calculatorul dumneavoastră sau cel care... Bun. Da, te rog să verifici. Încă o dată la noi arată totul că merge. E bine. Dacă v-aș fi dat așa, modul din f de x, modul din f de x, da? Modul din f de x, mai mare ca 3. Mai mare 3. Da. Păi da. Face la fel. Adică, am șlocuit pe el, deci ar fi echivalent cu rezolvarea în ecuație. 3 minus 2x. Din 3 minus 2x. 3 minus 2x. Mai mare ca 3. Deci modul mai mare ca 3, deci, la și si este mai minus 3, deci minus 3 mai mare egal decât 3 minus 2x și mai mare decât 3. Deci asta se traduce în două ecuații. Adi, te rog. Deci minus 3 mai mare decât 3 minus 2x. Mai mic. Minus 3 mai mare decât 3 minus 2x. Adică 3 minus 2x este... în stânga lui minus 3. Și mai mare. Da, dacă aici x-ul era între minus a și a, da. Acum x-ul trebuie să fie în exterior. De la a încolo și de la minus infinit până la a. Da, și că reunim. Și de la minus infinit, deci două situații, da? Deci modul din x mai mare decât a, echivalent poate spune contrarea situației de aici. Adică x, cum spun, x mai mare ca a, sau x mai mic ca minus a. Adică, e contra ce a rămas în afară. Dacă era între minus a și a, acum care ar fi zona neocupată? De la a încolo și de la minus infinit la minus a. Deci de aceea x mai mare ca, adică x-ul aparține de la a la plus infinit și faptul că x mai mic la minus a, de la minus infinit la minus a. În cazul nostru, cum s-ar traduce? Pentru prima, 3 minus 2x mai mare ca 3. 3 minus 2x mai mare ca 3 sau... Sau 3 minus 2x. 3 minus 2x. Mai mic decât 3. Minus 3. Și acum se rezolvă echivalentul, pe prima. Minus 3 și o să fie minus 2x mai mare... Minus 2x mai mare strict decât 0. 0, da, deci rezultă că x egal cu 0. Atenție, nu ne grăbim. Și cea de-a doua să mergem simultan sau... Sau... Minus
2x. Minus 2x mai mic decât minus 6. Echivalent cu minus 2x mai mare ca 0. Cum s-ar produce asta? X, dacă mulțim cu minus 2, o să rezulte că x mai mic decât 0. Deci putem împărți pe minus 2, da? În mulțim sau împărțim. Deci x mai mic ca 0, da. sau x mai mare ca 3. X mai mare ca 3. Și care înseamnă echivalent? Cu x aparține de la minus infinit la 0. Deci x aparține de la minus infinit la 0. Deschis, reunit. Reunit. Sau, deci împreună. Reunit cu 3 plus infinit. 3 plus infinit, da? 3 deschis și la 0 și la 3 deschis, pentru că inegalitățile sunt strite. Da? Inegalitățile acolo. Ce am clarificat acum? Modul. Ce înseamnă modul din mai mic și mai mare. Și mai mare decât o constantă. Da? Deci, dar dacă v-aș fi dat de rezolvat în ecuația asta, hai să văd cu asta. Deci modul din f de modul din f de modul din x egal cu 5. Deci, modul din f de modul din x egal cu 5. Am uitat-o. Modul din f de modul. Modul din f de modul. Din f de modul din x. Da, 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 da. Și acum puneți modul, scrieți și voi acum modul și apa ies de modul din x. Deci, modul, că așa zice aici, da. Modul din f de modul, adică mă duc și când era f de x era așa. Exprimarea când era minus 2x plus 3, când era de x. Dar dacă e din modul de x. De modul de. Adică în loc de x pune modul de x. Modul de modul o să fie. Deci va fi modul din minus 2 modul din x plus 3 plus 3 egal cu 5. Asta este 7. Și acum minus 2x modul din x plus 3 egal cu 5 minus 5. Deci de asta se traduce cu prin a spune că minus 2 modul din x modul, da, așa plus 3 egal cu plus minus 5, două variante. Deci asta ar fi 5 sau minus 5, când modul ăla asta e. Și luăm pe primul. Minus 2 modul din x plus 3 egal cu 5. Minus 2 modul din x egal cu 2. Minus 2 modul din x egal cu 2. Împărțim prin minus 2. Așa. Și o să avem că modul din x este egal cu minus 4. Egal cu? Împărțim mai zis. Da, na, egal cu minus 1. Minus 1. Și x, modul nu poate fi x, deci e fals. Fals. Modul nu poate fi egal. Niciodată punem de sub modul din x, e strict mai mare. Mai mare egal decât 0. Și nu poate fi egal. Deci fals asta. 2 plus 3 egal cu minus 5. Minus 2 modul din x plus 3 egal cu minus 5. Minus 2 modul din x egal cu minus 8. Împărțim prin minus 2. Modul din x este egal cu 4. Modul din x egal cu 4. 4. Poate să cere 4 și minus 4. X egal cu plus minus 4. Două valori. X-ul este plus minus 4. Plus 4 și minus 4. Da? Din nou aici v-am pus situația dificilă de a vedea ce înseamnă f de modul. Dar dacă vă dădeam asta, f de modul din x plus 3 egal cu 7. Cine vorbește? Adi. Da? Deci f de modul din x plus 3 egal cu 7. Nu știu, hai, altcineva. Păi nu știu unde e f de x. F de x-ul era aici. F de x plus 3. Egal cu minus 2x plus 3. Deci spune că modul din cea dintre acolo o să fie minus 2 modul din x plus 3. Deci, adică când f de, când era f de x, era minus 2 ori ce îi paranteză, ori x.
Acum este minus 2 ori 5 în paranteză. Modul din x plus 3. Deci, atenție. Ce, că nu, ce, o spuneți ce înseamnă f de 5 aici. F de 5, a zis, este egal cu cine? F de 5. Minus 2 ori 5. Adică minus 10. Da, scrie așa, minus 2 ori 5 plus 3. Nu valoarea în sine mă interesează. Vreau să atrag atenția asupra modului care am gândit aici. Adică îi înlocuim din 5 cu 5, da? Maria, ce înseamnă F de 7? F de 7 înseamnă... Deci minus 2 ori 7 plus 3. Ce înseamnă, Maria? F de... Acum suntem F de... El de deschis paranteza, modul din x plus 3. F de... e minus 2 pe lângă x plus 3. Minus 2 pe lângă cine? Modul. Deci modul din x plus 3. Că fostul 5 este modul din x plus 3. Și plus 3. Nu? Și plus 3, da? Și cât a spus că este... Noi, în relație, am avut așa, chiar cu 7, da? Cum e de modul din x plus 3 egal cu 7, înseamnă că avem de rezolvat, Maria, ce ecuație? Deci, minus 2 minus 2 pe lângă modul din x plus 3 plus 3 egal cu 7. Ce ar însemna? Minus 2 pe lângă modul din x plus 3 egal cu 4. Plus 3 egal cu 4. Modul din x plus 3. Împărțim printr-un minus 2. Modul din x plus 3 egal cu minus 2. Modul din x plus 3 egal cu minus 2. Deci, x plus 3 poate fi dar nu se poate modul să dea negativ. Deci, da, da. Deci, cum modul din x plus 3 e mai mare egal decât 0, deci, asta nu are soluție. Falsă. Nu? Așa ceva nu se poate. În concluzie, ecuația asta nu are soluție, nu am ce rezolva. Am privat un tip de moduri. Și-au lăsat aminte, doamne. Și acum totul subiect și așa. Suntem la subiectul care? Cinci. Ceva ne spune că e primul la problema. Asta e tema voastră, Timi? Da. Ah. Subiectul 5. 5. Fie e de x egal cu. Fie. E de x egal cu. E de x egal cu. X supra x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Plus x supra x plus 1. Totul de mulțit cu x plus 1 supra x. X plus 1 totul supra x. Unde x aparține lui R, mai puțin, o să vedeți. Da, x aparține lui R, mai puțin. Minus mulțimea, răspundeți. Da. Atât este expresia la forma cea mai simplă. Întrebările sunt. Amin. E de x. Egal cu cine? Egal cu cine? Ca formă, da? Apoi B. Punctul B, ce mai avut în Mihaela? Atât. Atât? La forma cea mai simplă. Eu am să mai adaug. Să se rezolve ecuația modul din y de x plus 5 pe lângă 5 egal 5 pe lângă x plus 1 egal cu 0. Modul din y de x plus 5 pe lângă x plus 1 egal cu 0. Mai întâi să stabilim pentru cine are loc relația Miruta. Pentru x mai puțin de 1 minus 1 și atât. Și 0. Și 0. Minus 1, 0. Deci x aparține mai puțin 1 minus 1 și 0. Și Maria lucrează. E de x egal. E egal cu x supra x minus 1 lângă x plus 1. Așa, x supra x minus 1 lângă x plus 1. X supra x plus 1 lângă x plus 1. Așa, totul de mulțit cu x plus 1 lângă x. X egal mai departe cu? Și amplificăm la a doua
x minus 1. Da. Și x plus x pe lângă x minus 1. X minus 1. Sub x minus 1 pe x plus 1. Da. Ori? Ori x plus 1 pe x. Egal cu? X plus x pătrat minus x supra x pătrat pe x minus 1 pe lângă x plus 1. Stai o secundă. E corect ce faci. Adică ai zis x pătrat minus x, nu? Da. Eu aș fi scos pe x în factor pe 1. De la început vedeam un x încă. Nu era în orice făcut și tot, dar vine x pe lângă 1 plus x minus 1. Totul supra, a rămas x plus 1 pe x plus 1 pe ce? Da. X minus 1, multiplu 1 pe x. X cu x. Și face, ca răspuns, egal cu x supra x minus 1. X supra x minus 1 este răspunsul corect. Și acum avem rezolvat ecuația aceea. A de ori modul din y de x. Hai să zicem. Deci modul din x supra x minus 1. Da. O plus 5x plus 1. 5x plus 1. Egal cu 0. Cu 0, echivalent. Deci avem modul din x supra x minus 1 plus 5x egal cu minus 1. Da, nu era 5x plus 5? Egal cu 0? 5x plus 5 are. Plus 5. Da? Plus 5. L-am mulțit acolo. Hai să facem o paranteză. Nu? 5x plus 5, că e 5 mulțit cu un paranteză x plus 1. Mirula? X modul din x supra x minus 1 egal cu minus 5x minus 5. Deci de acuși rezultă că modul din x supra x minus egal cu 1 egal cu minus 5x minus 5. Minus 5. Minus 5. Pentru că avem două situații, care x pe x minus 1 egal cu minus 5, x minus 5, una care x pe x minus 1 egal cu, egal cu 5, x plus 5. Adică e așa amintit că modul din x egal cu a se traduce în echivalenta x egal cu plus minus a. N-are importanță, este o expresie acolo. Deci când am modul din x egal cu a, înseamnă x egal cu plus minus a. Sau modul, altfel, modul din el de x. Așa nu mai avem loc de x, este o expresie de x. Modul din el de x egal cu un f de x. De expresie. Tal de expresie, da? F. Deci rezultă că e de x. După modelul de aici, x-ul este de x egal cu plus minus f de x. Sunt două variante. Plus minus f de x. Așadar, ne facem și noi și apare x pe x minus 1 x supra x minus 1 egal cu plus minus, ca să se arăt toată lumea, plus minus pe lângă minus 5x minus 5. Sau 5x plus 5 era, dacă am pus plus minus. Nu. Am plus, plus minus, asta toate, în paranteză. De acord, da? Plus minus l-am pus separat din r de x. Și asta înseamnă x pe x. Odată, prima variantă, x supra x minus 1. Egal cu minus 5x. Adică luăm, o lăsăm așa, devine minus 5x minus 5. Și cea de-a doua. X pe x minus 1 egal cu 5 plus 5x. Egal cu minus, schimbă seama, 5x plus 5. E prima variantă, rezultă că x este egal cu minus, aducem la aceeași viitor. Și o să avem că x este egal cu minus 5x. Deci apare că x egal cu minus 5x minus 5x la a doua. Totul pe lângă x minus 1, da? Da. O să avem că egal cu minus 5x minus 5x la a doua plus 5 plus 5x. Corect. Dar eu aș fi scos pe minus în factor. Minus 5. Și apare că x egal cu minus 5. Pe lângă x plus 1, pe lângă x minus 1. Și faci x la a minus 1. Deci a plus b, pe care plus b. Și la a doua, x egal cu... Asta e prima. Da, și la a doua. Și la a doua. X egal cu 5 pe lângă x la a doua,
5 pe lângă x la a doua minus 1. Cea de-a doua. Hai să luăm pe prima să lucrăm. Și avem, ducem tot un membru stâng. Și vine prima lucrată. Mai lucrăm. 5 pe lângă. Deci urmează să ducem în stânga, vine 5x pătrat. 5x pătrat. Plus 5. Minus 5. Că face, aici când desfac, minus 5x pătrat plus 5. Am zis, da, deci, 5x pătrat minus 5. Egal. Plus x. Plus x, ca să și ordonăm. Plus x minus 5 egal cu 0. Deci, de ce am făcut? Am înmulțit cu minus. Minus 5x pătrat plus 5. Am dus tot în primul membru. Și vine 5x pătrat plus x. Da? Da. Minus 5 egal cu 0 și cea de-a doua este duc invers. Învățim, nu? Prin 5x la 2 minus 1. Minus 1. Dar noi după minus 5x la 2. Sau cum facem când se dea 0 acolo? Păi cum mai plus 5 am dezvoltat și am văzut să stăgă tot. Minus 5 pe lângă x la 2 minus 1. Minus 5 sau las invers. X-ul ăsta s-a întâmplat asta. Da. Deci 5x pătrat minus x minus 5. 5x minus 5 egal cu 0. Deci 5x pătrat minus x minus 5 egal cu 0. Cea de-a doua ecuație. Și am redus problema la rezolvarea două ecuații de gradul 2. Da. Și acum zic. Sigur că am alte soluții. X1, 2 egal cu x1, 2 egal cu minus b, adică minus 1 plus minus radical delta. Deci minus 1 plus minus radical din delta spre 2a. B pătrat 1 minus 4a c. 4, 5, 20 ori minus 5 100, nu? 10 plus 100. Da. 100 și 1 plus 1. Păi da, 100 și 1, 101. Da. Mi-e strică jocul. Totul supra 2a, dă 5, 10. Și egal cu minus 1 plus minus radical din 101. Totul supra 10. Și am aici două variante. X1 egal cu minus 1 plus radical din 101 supra 10. Și x2 egal cu minus 1, minus radical de 101, supra 10. Așa rămân, n-am ce mai face. Și acum mă duc la rezolvarea celei a doua ecuații, unde voi spune x3, 4. Da? X3, 4. Că 1, 2 am vorbit, 3, 4 egal cu minus b, adică minus 1. Minus 1. Minus 1 și cu minus 2. Formul face 1. 1 plus minus radical din tot 101 face. Tot 101. Supra 10. Se dă ce a, dar nu mai am minus 1, ci 1. Da? Diferite. Deci x3 egal cu 1 plus radical din 101 supra 10. Și x4 egal cu 1 minus radical din 101 supra 10. Care a fost noutatea aici? Noutatea a fost asta. Că dacă am modul din ceva, dintr-o expresie, alb altceva, înseamnă că aceea că au plus minus f. Cele două, adică m-am bazat pe ceea ce știam deja. Modul din x egal cu a, x egal plus minus a. Adică aici e a sau minus a, cu modul ăsta faceți. Renunță la semn. Și am tradus-o, iată cele două expresii. Le-am luat deoparte, am analizat cele două, așa, m-am dus la ecuația de gradul 2, ne-am amintit cu ocazia asta și ecuația de gradul 2, rezolvare. Deci, toate lucrurile acestea. Formula de rezolvare. Asta a fost punctul 5, da? Da. Ce mai avem 6 mele, da? Numai 5 ani, știți că? Mai 5, așa face. Acum facem subiectul 3. Așa. Așa.
Da, era subiectul 3. Yes, 3. Da, subiectul 3. Problema 1. Da, problema 1. În figura de mai jos este ilustrată schematică, o grădină cu flori, împărțită în 3 parcele cultivate cu trandafiri, crizanteme și garoafe. Deci trebuie să vă dați seama. Da, eu dau. Trebuie să fac eu. Așa, deci avem un roșbar, un pătrat. Deci un pătrat mai întâi. După care venim cu trapez cu sășel, dreptul un pic. Iată așa. Un trapez. Și unim ca să apară un triunghi dreptunghic, dispărțim trapezul în două. 1, zona 1, zona 2 și 3. Cele 3 zone. A, B, A, B, C și D ar fi fost figura mare. E și F. E și F. Cele două puncte, parcă ar fi fost trapezul mare dreptunghic și a fost împărțit în două, într-un pătrat și în alt trapez în care. Acum dimensiunile sunt 24 cm, 24 sunt aici, la aproape capului, 18 cm și 30 astea. Centimetri. Calculația are suprafeții cultivate cu garoafe. Să vedem care. Vestem trei placere cultivate cu trandafiri. Unu trandafiri. Doi, crizanteme. Crizanteme și trei cu garoafe. Deci trandafiri, crizanteme și garoafe. Și prima întrebare, cum sună? Calculați aria suprafeții cultivate cu garoafe. Cu garoafe. Care sunt garoafele acolo? Aria suprafeții cultivate cu, cu garoafe. Păi, în ultimul triunghiul e FC. În triunghiul e FC, la fel pe FC. Deci, în E, FC. Prin teorema lui Pitagora. E, FC. E, FC, da, aici. Așa, îl aflăm pe FC din teorema lui Pitagora. Pentru că asta o știu, că este 24, nu? Da. E asta de aici, la pătrat. Și pe Pitagora am aflat-o pe E, C. Deci ducem și într-un ghiu B, A, D, care e tot dreptunghic. B, A, D. B, A, D. E tot dreptunghic în A. E dreptunghic în A, da. Îl aflăm pe Stai secundă, dar nu cumva te depărteze problema. Putem să ducem o perpendiculară în triunghiul FGD. În FGD ducem perpendicularea. Din ce? Din ce? Și să fie paralelă cu EF și să fie 24. Și e 24, trebuie dreptunghic. Hai să zicem ce 1 are, da? Sau ce vrei? Ce 1? Ce prim? Ce prim? Așa, după aia, ce prim, ce de triunghi dreptunghic, în ce prim? Ce prim, ce de triunghi dreptunghic. În ce prim? Ești acasă. În ce prim? Să aflăm ce prim D și după aia F ce prim și... Cum aflăm pe ce prim D? Păi nu, nouă ne trebuie FD ca să aflăm marea. Și baza ori înălțimea
supra 2 și ca să se facem bază. Dar în momentul de față, bază înălțimea o știm, dar e de o cum află. După ce prim, mai la mijloc. De unde știi? Nu știu. Nu știu. Dar vedem când îi dă câfâul mai întâi, ca dacă e la mijloc. Păi asta e, calculăm câfâul ăla. Foarte important câfâul ăla. Dacă cumva este exorcial, atunci are dreptate. Exact, ca să vedem dacă are avem și amintit. Ia să vedem ce e F. Cât ar fi? Ce e F? A. Maria e cam cu radical din F. 24 la pătrat. Dacă sunt sau numere Pitagore și vedem în date. Dacă nu, ne vine greu să facem calculul. Dar de acum poți zice așa din nou, știi că... Nu ai cum să spui că este social, fără să ai argumente, da? Bun, și acum, cum zice, adu-ți, o lasăm pe ce prim de, ce prim de, lasăm dintr-un gol, știm, ce prim și pe ce... E ce prim, o știu cât e? Da, 18. Exact. Și asta la tot știu acum? 18. Adică toate... 36. 36. Și are al primului? E 18, de asta e 36. Da. Și acum area triunghiului, baza înălțimea, deci area triunghiului FCD, FCD, este FD ori CC prim, supra 2, și egal cu FD 36, ori, 3. Ori 24, parcă, da? Ori 24, supra 2, și face 12, ori 36 și vedeți că face 36 ori 12. 433 centimetri pătrați. Așa, în centimetri dată problema, în centimetri dată problema. Deci asta la B. Calculați area suprafeței grădinei. Area suprafeței întregii grădini. Hai, prima. Baza mare plus baza mică înălțimea supra 2. Ala, e trapez. Sau îl luăm pe fiecare. Da, dar de ce să muncim pe totul? Este planificat acum. Baza mare să știi, baza mică să știi, nu dă în timp cu așa ceva. Deci alea lui A, B, C, D, A, B, C, D, egal cu baza mare. 24 plus 36. Adică 60, nu? Da, 60. 60, ori înălțimea la 24. Și la 2. Și face 30. Ori 24, nu? Da, 30 ori 3. 3 ori 4, 12, 3 ori 6. 720. Centimetri pătrați. Ce mai și ce? Dacă un metru pătrat, dacă pe un metru pătrat sunt 25 de fire de galoafe, deci pe un metru pătrat, un metru pătrat, 25 garafe. Și un fir se vinde cu 2,5 lei. Iar un fir egal 2,5 lei. Atunci calculați suma încasată în urma vânzării tuturor garafelor de pe parcela 3. Păi, un metru pătrat. Mai știm cât e area. Cât e area? 432. 432 centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Poate e unitate de măsuri prost dată, da? Să zicem. Deci, un metru cu un metru pătrat e pentru 85 garafe. Da. Și noi garafele le avem pe CFD, mai acolo plăta garafele, nu? CFD, da. Da. Și 432 ori 20. Ca să sumăm centimetri în metri, sau invers, mai bine metri în centimetri. Da. Ca să nu lucrăm și apoi merge.
Deci, pe un metru pătrat, 25 de galoni. Dar un metru înseamnă un centimetru pătrat. Și cât înseamnă un metru? Un metru înseamnă 0,000 centimetri. Da, este în centimetri. 0,000 centimetri. Centimetri sunt mai mulți. Cu... Mulți, și pentru că e la a doua, încă e 4,009. 1000. Deci, 1000 de centimetri. 1000 10.000 centimetri pătrați. Bun. Și acum avem 10.000 centimetri pătrați, avem 430, le-am transformat, deci 10.000 centimetri pătrați, 25 kilograme. Deci la 10.000, la 10.000 centimetri pătrați, puncte, puncte, câte garafe? Pe toate mai multe simplu, 25. 25. Așa. Iar o garoafă. Stop. 432 de centimetri pătrați. X garoafe. Da, să avem x ori 10.000. Deci x va fi egal cu? X va fi egal cu 432 ori 25 supra 10.000. Deci x egal cu 432 ori 25 supra 10.000. Ce egal cu 1,08. Cu? 1,08. 1,08. Adică o garoafă, ce nu e? Nu, e spus date, cred în metri. Da, o să și tu, așa da. Deci nu au fost date în serienul, în centimetri. Exact. Totul e în metri. Da, în metri, centimetri, nu se poate așa ceva. Deci nu greșeală, metri nu se formează. O grădină sub forma asta, cu centimetri, lucrează. 32 de centimetri, da. Și se credește, și pe roate, da. Metri. Deci metri peste tot. Și atunci noi am avut aici 432 metri. Și atunci nu mai transformăm? Nu mai avem nimic de transformat. 432 că în vreodată fac 25 de garoafe, era neștiunat să facă multe garoafe, nu puțin. Sigur că da, și grădina aceasta era cu o garoafă și un sfert. O garoafă și un sfert. Da. O garoafă și un sfert. Deci avem 432 de metri și pe metru 25 de garoafe. Scriem. Da. Deci, practic, numărul de garoafe, numărul de garoafe, egal cu 25. 25. Pentru 432 metri. Oare? 432. Da. Da? 25 ori 432 egal cu? 25 ori 432 este egal cu 10.800. 10.800 garoafe. Cu firul de garoafe de 10.000. Da. 10.800 împărțit la 2.5. Suma? Ori? Suma obținută. Suma mea, față de numai vânduri tuturor garoafelor. Acelor 10.800. Egal cu 20.000. 10.800. Ori? 2 lei cât răspi? 2.50. 2.50. 25.000 faci. Voi e bun. Cât face? 25.000. Nu se poate. 10.800. Da, 10.800 ori 2.5. A, 27.000. 27.000, da. 27.000 de lei. Așa, da? Da. Atunci merită să vorbim de chestia asta. Da. Da, problema frumoasă, ușoară. De sens. Da, mai e zici că e bună pe urmă. Și problema problema asta, o idee pe toată. Dar dacă e idee pe toată, acum de cultivare. Aole, vreau să-mi spun ceva. Dar va crește bună. Oare e cum deci? Va bine. Dar de aia deci și-a venit la viață. Dar vreau să-mi spun ceva. Și-a venit la da, el face cu doi inflorescenții. Da, eu fac și jos.
Cum mai întoarce buchetul să fie tot? Altă culoare. Altă culoare. Face mutații. Deci e problema 2, dar subiectul 3 e problema 2. Așa. Un cort are formă de piramidă patrulateră. Un cort, da? Un cort are formă de piramidă patrulateră. V, A, B, C, D. Patrulateră, dar nu spune patrulateră, nu-i plată? V, A, B, C, D. Fac așa. Muchea bazei A, B, 12 și muchea laterală V, A, 12. A, regulă. Nu. Încă o dată, dacă nu spune, n-am un cort are formă de piramidă patrulateră, B, A, B, C, D, cu muchea bazei AB 12 metri și muchea laterală VA 12. Adică deci au omis să spune că e patrulateră reglată. Atunci am fost. Deci, condițiile asta, cu atâta informații, atât de puține, trebuie să trag eu concluzia. Că ar fi cu baza un pătrat. Că zicea, are munchea bazei A, B, da, deci, B, și B, A, B, da. Alo? Da. Da. Salut, Ferenc. Așa. Nu știu decât pe AB. Sigur că da. Acum zic eu un cort.